amintesc perfect, în 2011 am venit să mă antrenez pe acest drum și mi s-a părut cel mai frumos drum din lume și am zis, aici trebuie neapărat să se organizeze un eveniment de alergare. Așa a apărut Transmaraton, prima dată în 2012. Am gândit-o de la început ca o platformă de running și fundraising. Până acum, în cele 5 ediții, am depășit 500.000 de ron strânși pentru cele 3 cauze. Această cursă este una hibrid, adică îți dă ocazia să ții echipamentul de oraș, să vii să alergi pe asfalt, dar la munte. Și eu cred că este o ocazie excelentă de a face tranziția dinspre oraș către munte. Ce mă bucură foarte mult legat de acest eveniment este că s-a creat o comunitate, o familie. Cred că cel puțin jumătate dintre participanți sunt repetitivi, sunt la a treia ediție, la a patra, la mulți care sunt la a cincea ediție. Un alt lucru care mă bucură enorm este că foarte, foarte mulți susținători și voluntari de la primele două, trei ediții au ajuns să facă sport, chiar dacă spunea la prima aceea, eu nu o să fac niciodată sport, stai de eroi, eu n-aș putea face asta și deja îi vedem alergând de la semi-maraton sau maraton.